Neam, neam, ce gustoșenie pentru sănătatea tenului. Dragii mei și dragile mele, o mască cu adevărat regală pentru regi și regine, pentru noi toți care ne dorim să fim sănătoși, să arătăm bine, să avem o piele sănătoasă. Avem nevoie de banană, puteți lua și avocado, infuzie de ceai de polen de pin. Ați mai văzut acest ceai în filmulețele mele? Este un ceai minunat care acționează benefic nu numai asupra tenului, dar asupra întregului organism. Înălbește pielea, stimulează sinteza colagene și elastine, fiindcă are fitoestrogeni, danone, iaurt danone bio. Să alegeți mereu iaurturile bio. Am aici niște ouășoare, ouășoare de prepeliță. Dacă folosim ou de găină, luăm un ou, dar aici am luat ouășoarele de prepeliță. Ouășoarele de prepeliță sunt benefice la fel pentru sănătatea și imunitatea noastră. Noi le bem pe stomacul gol și proprietățile nutritive sunt de două ori mai mari decât la oul de găină. Ulei de susam voi adăuga și mai am aici un amestec de uleiuri vitaminizate. Vitamina A e pentru îngrijirea, pentru rutina mea de îngrijire. O să încep cu și amidon. Adăugăm o linguriță de ceai de danone. Domnul Ion Rut mă întreabă de ce folosesc ustensilele de lut. Amestecăm iaurtul cu amidonul. De ce? Fiindcă substanțele nutritive din tot ce folosesc eu pentru mesculiție, la atingerea cu metalul, au posibilitatea de a oxida. Și pentru a avea o mesculiță organică, naturală, vie, eu folosesc mai mult ustensilele de lut. Am amestecat iaurtul cu amidonul. Adăugăm o linguriță de ceai. O linguriță de ceai, de ceai de polen de pin. Sună foarte interesant. Și amestecăm bine, bine, un pic ușor. După ouășoarele, ouăle de prepeliță, le voi bate aparte. Am aici un mixer. Mi l-a adus recent, mi l-a adus chiar ieri, mi l-a adus nepotul meu ieri, din Moscova. Este cadoul lui de Paști. Adăugăm ouăle bătute la mască. O să le amestec cu lingura de lemn. O să iau tot bananul. Adăugăm o linguriță de ceai de ulei de susam. Și 10 picături de ulei vitaminizat. Puteți să adăugați ulei de jojoba. Puteți adăuga ulei de jojoba, ulei de amigdale, ulei de semințe, ulei de semințe de struguri. Masca noastră regală este gata. O aplicăm. Masca regală se aplică de jos în sus, cu mișcări lente, duioase. Să ne simțim regi și regine. Stăm pe 15 minute pentru tenul sensibil, tenul uscat, iar pentru tenul gras
până la 30 de minute. Trageți atenție la locurile delicate. Masca se înlătură cu infuzie de plante medicinale. O linguriță de ceai se infuziază cu un pahar de apă fierbinte timp de 30 de minute. Apoi se scurge și cu un compres se înlătură masca. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte filmulețe, vă doresc sărbători regale, cu drag de voi! Minunat!